Adela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și la mulți ani, bine v-am găsit în noul an, un an pe care cu toții ne-l dorim mai bun, cu mai multe împliniri personale, dar și cu speranța unei lumi mai bune în care faptele rele să-și găsească tot mai puțin loc. Cu aceste gânduri pășim în 2018 alături de voi, dragi telespectatori. Vă invit să urmărim acum împreună Telejurnalul orei 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată câteva subiecte. Anul 2018 a fost sărbătorit cum se cuvine și la Chișinău și în marile orașe ale lumii. 2 milioane de oameni s-au strâns de revelion pe plaja Copacabana. În mesajul său de anul nou, Papa Francisc a spus că 2017 a fost tulburat de război, minciuni și nedreptate și a îndemnat pe oameni să își asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. Președintele Republicii Moldova și-a rostit mesajul de revelion alături de soția sa. Șeful statului le-a urat cetățenilor pace și prosperitate. 2 accidente aviatice în prima zi din an. În Australia, un avion s-a prăbușit în portul Sydney, iar în Costa Rica, prăbușirea unui avion s-a soldat cu moartea a 10 americani. La Chișinău a fost un concert grandios în Piața Marii Adunări Naționale. Mii de petrecăreți s-au distrat în stradă la cumpăna dintre ani. Atmosfera a fost încinsă de orchestra fraților Advahov, de Neli Ciobanu, Doinița German, Olia Tira, trupa Catarsis și mulți alții. Seara a culminat cu un grandios foc de artificii. Petrecăreții s-au distrat în piață până la ora 2 noaptea. Pentru concertul de revelion din acest an, municipalitatea a alocat 200.000 de lei. A fost așteptat cu nerăbdare și sărbătorit cum se cuvine în marile orașe ale lumii. În mijlocul unor măsuri excepționale de securitate, cuvântul la ordinea zilei a fost peste tot distracție. Spectaculoase focuri de artificii au contribuit din plin la atmosfera festivă. Tradiția veche de peste 100 de ani a fost respectată încă o dată. Mulțimea a umplut până la refuz celebra Times Square din New York, în ciuda gerului record, minus 12 grade Celsius. Milioane de oameni s-au strâns pe plaja Copacabana să vadă cu ochii lor un foc de artificii care a durat numai puțin de 17 minute. Celebrul Boulevard Champs-Élysées din Paris a fost plin până la refuz. Pe Arcul de Triumf a fost proiectat un întreg spectacol, dar focul de artificii de la miezul nopții a avut doar 3 minute. Lumea a ieșit în stradă peste tot, în locuri tradiționale, nu numai pentru artificii, dar și pentru spectacolele în aer liber care au urmat toată noaptea. În mesajul său de anul nou, Papa Francisc a spus că anul 2017 a fost tulburat de război, minciuni și nedreptate și a îndemnat pe oameni să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. La ultimul său eveniment public al anului, slujba de vecernie ținută la Bazilica Sfântul Petru, suveranul pontif a spus că umanitatea a irosit și a rănit anul în multe feluri, provocând decese, minciuni și nedreptate. Le guerre sono il segno flagrante di questo orgoglio recidivo e assurdo. Ma lo sono anche tutte le piccole e grandi offese alla vita, alla verità, alla fraternità, che causano molteplici forme di degrado umano, sociale e ambientale. Di tutto vogliamo e dobbiamo assumerci davanti a Dio, ai fratelli e al creato la nostra responsabilità.
2014 va fi un an al confruntărilor politice și mai aprige, iar Republica Moldova își va alege în premieră deputații în baza sistemului mixt de vot. Care sunt opțiunile politicienilor la ora bilanțului, aflați imediat din telejurnal. Premieră pentru Republica Moldova, președintele țării Igor Dodon și-a rostit mesajul de felicitare din noaptea dintre ani alături de soția sa. Șeful statului le-a urat cetățenilor pace și prosperitate și a recunoscut că anul 2017 a fost unul complicat. Ceilalți politicieni s-au întrecut în mesaje de felicitare pe rețelele de socializare. Anul 2017 a fost... Igor Dodon a rostit tradiționalul discurs al președintelui în limbile română și rusă. Șeful statului spune că anul 2017 a fost unul al provocărilor, dar și al realizărilor importante. Suntem datori să redescoperim pentru noi înșine Moldova, să învățăm a ne iubi țara, fiindcă noi avem destule motive de mândrie. Vă doresc ca noul an fiecare familie să-și poată realiza visurile. Vă doresc sănătate domniilor voastre, copiilor și părinților dumneavoastră. Alături de președinte în premieră apare și prima doamnă Galina Dodon. Îmi doresc ca fiecare copil de la noi din țară să crească sănătos și să fie fericit. Ca toate familiile în fiecare zi să aibă tot necesarul. Ca fiecare copil să meargă la școală și să primească studii de calitate. Mesaje de felicitare au fost adresate cetățenilor prin intermediul rețelelor de socializare și de mai mulți lideri politici. În 2018 vom alege grâul de neghina. Vom spune un nu hotărât corupției. Vom demonstra că puterea aparține oamenilor și că cinstea este valoarea fundamentală a acestui popor. Oriunde ne-am afla, în diasporă sau acasă, suntem capabili să ne unim eforturile pentru țară și suntem hotărâți să obținem victoria. Cu această determinare, fiind mai buni, mai responsabili, în anul care vine vom reuși să schimbăm lucrurile în bine pentru oameni. Pentru noi, românii, anul 2018 este un an simbolic. An în care vom marca 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918 și an de răscruce în care urmează să decidem odată și pentru totdeauna revenirea la țara mamă, România. Mesaje de felicitare au transmis pe Facebook și președintele Parlamentului Andrean Candu, dar și premierul Pavel Filip. Rezultatele anului 2017 sunt văzute din unghiuri diametral opuse pentru opoziția și guvernarea din Republica Moldova. În timp ce politicienii puterii se laudă cu creștere economică și apropiere de Uniunea Europeană, opoziția spune că anul ce a trecut a fost unul dintre cei mai grei din istoria țării. Anul 2018 va fi un an al confruntărilor politice și mai aprige, întrucât în acest an Republica Moldova își va alege în premieră deputații în baza sistemului mixt de vot. Anul 2017 se pare că a întrecut așteptările politicienilor de la guvernare. Cu toții vorbesc despre un an în care Republica Moldova și-a recăpătat echilibrul politic și economic. În primul rând am avut pace, am avut o mică creștere economică, am avut stabilitate politică. Anul 2018 s-ar putea să fie un an mai greu, ținând cont că este un an electoral, dar nu văd mari riscuri pentru anul 2018 din punct de vedere al, din nou, stabilității politice. Anul a fost un an destul de bun, un an al dezvoltării, un an al progresului, creșterea economică, restabilirea relațiilor cu toți partenerii de încredere. Nu tocmai roz văd situația din Republica Moldova, deputații din opoziție. Aceștia spun că în 2017 societatea a fost tot mai dezbinată și cetățenii tot mai puțin optimiști. Anul 2017 a fost un an al regresului, un an care, în loc să mergem înainte, să apropiem mai mult cetățenii de noi, partenerii de noi, după plecarea noastră de la guvernare, lucrurile au luat o altă direcție, inclusiv și politica. Și astăzi noi suntem ca niciodată mai departe de cetățeni. Anul 2018, an electoral în Republica Moldova, vine cu o premieră pe plan politic. La alegerile parlamentare din acest an, jumătate din cei 101 deputați vor fi aleși în baza listelor de partid și cealaltă jumătate în baza circumscripțiilor uninominale. Opoziția își exprimă scepticismul când e vorba de corectitudinea alegerilor din acest an. Anul 2018 va fi un an electoral și eu nu știu de ce cred că tribuna Parlamentului va fi folosită foarte des în aceste scopuri. Prognozele, cu părere de rău, sunt unele pesimiste. Am văzut alegerile anticipate în mai multe localități și ați văzut care a fost scorul.
Eu sper din tot sufletul că în anul 2018, atunci când vom avea alegerile, cetățenii să fie conștienți și să nu fie, să zic, presați de unele partide, astfel încât să-și poată alege democratic acel partid care să-i reprezinte. Guvernarea spune însă că în 2018 cetățenii vor resimți pe deplin efectele reformelor demarate anterior. Ne așteptăm la o majorare esențială a pensiilor, o majorare esențială a salariilor, reformele să aducă rezultate pozitive și să acel an 2018 să se încununeze cu alegeri libere, democratice, transparente, în bază noului sistem electoral mixt, care, evident, va apropia deputații de cetățeni. Alegerile parlamentare din acest an ar putea avea loc la 18 sau 25 noiembrie. Pentru organizarea și desfășurarea scrutinului, Comisia Electorală Centrală prevede cheltuieli de peste 90 de milioane de lei. Schimbarea sistemului de vot în Republica Moldova va pune în acest an la încercare cetățenii, dar și politicienii. Votul mixt naște multe controverse și este încă de pe acum contestat de o parte a opoziției, de majoritatea populației, dar și de multe instituții internaționale. Ce părea cândva o idee utopică pentru unii, a devenit acum lege. În dimineața zilei de 6 martie, liderul democraților Vlad Plahotniuc anunță că partidul vrea să introducă sistemul de vot uninominal majoritar. Votul uninominal ne dă posibilitatea ca raioanele să fie reprezentate în Parlament de oameni locali, nu de deputați puși pe liste de la centru. În aceeași zi, șeful statului Igor Dodon afirma că sistemul electoral trebuie ajustat și nu schimbat din temelii. Opinia mea este că, în perspectivă, ar trebui să venim cu câteva modificări esențiale, chiar necesare, dar fără a schimba temelia sistemului electoral actual. Peste aproape două săptămâni, Igor Dodon schimba macazul. 51 de deputați vor fi aleși pe listă de partid, iar alții 50 pe circumscripții teritoriale. A doua zi, pe 19 aprilie, Vlad Plahotniuc venea cu o reacție pe blog. Liderul democraților scria că nu crede în sinceritatea lui Dodon. Vorbele socialiștilor cum că ar fi pregătiți de schimbarea clasei politice sunt o ficțiune. La fel, o ficțiune este și inițiativa socialiștilor privind introducerea sistemului electoral mixt. Acesta nu este un proiect real. Pe 2 mai, cu doar 3 zile înainte de votul în Parlament, democrații decid la partid să nu susțină sub nicio formă votul mixt. Considerăm că sistemul uninominal este de fapt acel care are nevoie țara pentru a inclusiv schimba sau a depune eforturi pentru schimbarea clasei politice. Peste 3 zile, în mod surprinzător, la propunerea speakerului Adrian Candu, proiectul democraților este introdus pe ordinea de zi. Inițiativa uninominală trece primul test cu votul la 52 de deputați. Iarăși, în mod neașteptat, cu votul la 74 de deputați este aprobat și proiectul lui Dodon. Prin urmare, ambele inițiative au fost comasate, iar ca bază a fost luat votul mixt, fără a fi măcar supus dezbaterilor în plen. Inițiativa lui Dodon a fost susținută chiar și de deputații guvernării, care anterior nu au susținut-o în comisie. Prin urmare, majoritatea parlamentară a votat în favoarea a ceea ce Vlad Plahotniuc numea pe 19 aprilie ficțiune politică. Vom avea și circumscripții electorale, ceea ce ne dorim noi, pentru jumătate de deputați, 51 de fapt. Și vom avea și listele de partid, sistemul actual. Ceea ce a fost astăzi în Parlament putem califica ca o victorie a președintelui și a fracțiunii socialiștilor. Conștient sau nu, Igor Dodon nu a făcut altceva decât să asigure, în primul rând, consensul politic necesar pentru implementarea sistemului mixt. Inițiativă care a fost promovată de Vlad Plahotniuc din 2011 și votată în prima lectură pe 19 aprilie 2013, cu votul la 63 de deputați, ulterior anulată de PLDM și PCRM. Am ajuns la compromisul că probabil ar fi bine să avem o schimbare, dar nu o schimbare fundamentală. Democrații spun că au renunțat temporar la sistemul uninominal, chiar dacă anterior anunțau că aveau voturile necesare pentru a trece uninominalul. Credeți-vă, din toate fracțiuni, din toate grupurile, care vor susține. Votul din 5 mai în Parlament a demonstrat însă că susținerea era la limită, 52 de deputați. Două voturi au fost asigurate de legislatorii Nicolae Olaru și Iurie Chiorescu, care au acces în Parlament după ce colegii lor liberal-democrați Liliana Parihovici și Victor Roșca și-au depus mandatele.
Igor Dodon spune că sistemul electoral va fi modificat. Calea întoarsă nu există. Eu consider că majoritatea recomandărilor și dorit toate recomandările Comisiei de la Veneția trebuie să fie luate în calcul. Vom implementa ceea ce putem să implementăm în Moldova. Cu o săptămână înainte de aceste declarații, Dodon spunea însă cu totul altceva. Dacă va fi aviz pozitiv, atunci va fi implementat votul mixt. Dacă va fi aviz negativ, va rămâne sistemul actual. Dar nu aduce anul cât aduce ceasul. Partenerii noștri externi, experții, nu pot veni cu avize pozitive sau negative. În decembrie anul trecut, în cadrul unei emisiuni, Marian Lupu, pe atunci încă președinte al democraților, a fost întrebat dacă formațiunea sa va reveni la inițiativa lui Vlad Plahotniuc din 2011 privind votul mixt. Răspunsul a fost fără echivoc. Bineînțeles, da. Budem staviți la stol acest vopros. Smeșanul izbirat. După aproximativ 5 luni de la adoptarea sistemului electoral mixt, se pare că cetățenii preferă să aleagă Parlamentul așa cum au făcut-o în ultimii 20 de ani. Barometrul opiniei publice realizat de către compania CBS Saxa la comanda Institutului de Politici Publice în perioada 18 noiembrie-5 decembrie arată că aproximativ 37% dintre cetățenii Republicii Moldova preferă votul în baza listelor de partid. Același sondaj mai arată că sistemul uninominal în favoarea căruia Partidul Democrat susținea că ar fi colectat peste 800.000 de semnături este susținut astăzi doar de puțin peste 19% dintre persoanele chestionate, cu 10% mai puțin decât acum jumătate de an. Iar actualul sistem electoral mixt este agreat de 16% în scădere față de luna aprilie cu 7%. Revelionul a fost așteptat în mod deosebit de copii. Este perioada în care primesc cadouri, aparte de distracție cu eroii sărbătorii Moș Crăciun și Alba ca Zăpada. În anii noi, zeci de copii au fost răsfățați cu dulciuri și programe artistice atât de autorități cât și de localnici. Eroii din povești, vulpea, iepurașul, lupul au fost cei care au încântat micii participanți la sărbătoare. Au dansat, au recitat poezii și urături, iar pentru asta Moș Crăciun i-a răsplătit cu dulciuri. La mulți ani! La mulți ani, lucrători! Iar în satul Ruseni din Anenii Noi, aproape 90 de copii au beneficiat de o sărbătoare pe cinste organizată de un grup de activiști locali. Atmosfera de sărbătoare a fost creată de ansamblul folcloric Grădinadorului de la Anenii Noi, care a prezentat un program de colinde și urături. La final, toți cei prezenți au încins o horă tradițională. România au învățat să se bucure și altfel de noaptea dintre ani. În locul petrecerilor scumpe din spații închise, ies în stradă, așa cum se întâmpla de ani buni în alte țări. Numai în București, la o singură petrecere, s-au strâns peste 30.000 de persoane. Peste 100 de hituri au întreținut atmosfera timp de aproape 6 ore. 5, 10.000 de bucureșteni au așteptat anul nou în stradă. Au ciocnit pahare cu vinuri, șampanie, s-au îmbrățișat și s-au fotografiat toată noaptea. Dar au avut grijă să aibă bani în buzunar și ceva roșu pe ei ca să pășească cu dreptul în 2018. Multă sănătate, un an nou fericit, tot ce vă doriți, toate să împlinească cu bine noul an. Oamenii au dansat pe melodiile cântate de Carla's Dream, Andra, Delia și Loredana. Spectacol a fost și pe cerul capitalei. Focul de artificii a durat aproape 15 minute. Un an nou și cu multe bucurii și binecuvântați avem! O urare! Repede! Și un an cât mai bun să fie pentru toată lumea. Le doresc tuturor românilor să își găsească liniștea, bucuria în fiecare clipă, să aibă un an plin de reușite și să nu uite să zâmbească. La mulți ani, Doamne ajută! La mulți ani, străiți, la mulți ani! Numai bine un an nou, cât mai bun, fericit! Ta-ra-na-na-na-na! Șase ore a ținut distracția în piața George Enescu. Totul a fost organizat de Primăria Capitalei, în parteneriat cu Centrul Cultural Arcub. Televiziunea Română a transmis în direct spectacolul.
de la Fenian, Kim Jong-un, a declarat că armele nucleare nordcoreene pot atinge întreg teritoriul american. Care a fost reacția președintelui Donald Trump, vă spunem imediat în telejurnal. Nu toată lumea a avut însă parte de un revelion plin de distracții. Un grup de turiști blocați în Bucegi, la Baleile, au fost coborâți în siguranță de pe munte aproape de miezul nopții. În total au fost 146 de persoane, printre care 30 de copii, care nu au mai putut pleca de la cabană pentru că telecabina a fost oprită din cauza vântului. Operațiunea de coborâre a fost una dificilă și de durată din cauza viscolului și a zăpezii, dar și a numărului mare de persoane. Au intervenit salvamontiștii din trei județe, care au coborât pe oameni cu vehicule speciale. Sute de mașini au fost distruse într-un incendiu izbucnit în noaptea de anul nou într-o parcare din orașul englez Liverpool. Zeci de oameni aflați în clădirile din apropiere au fost evacuați. Potrivit poliției britanice, incendiul a distrus toate mașinile din parcarea King's Dock, care are o capacitate de 1600 de locuri. Pompierii au avut nevoie de 6 ore pentru a stinge flăcările. Reprezentanții serviciilor de urgență au precizat că în urma investigațiilor preliminare, incendiul a fost provocat de un scurt circuit la unul dintre autovehicule. Toate evenimentele care urmau să se desfășoare în zonă cu ocazia revelionului au fost anulate. Două accidente aviatice s-au produs în prima zi din an. În Australia, un avion de agrement s-a prăbușit în apele portului Sydney. Au murit pilotul și 5 turiști britanici, printre ei directorul executiv al companiei Compass, cea mai mare firmă de catering din lume, și 3 dintre copiii săi. Echipele de intervenție încearcă să recupereze resturile avionului, aflate la 13 metri adâncime, și avertizează că ancheta ar putea dura și un an. În Costa Rica, prăbușirea unui avion de turism s-a soldat cu moartea 10 americani. Un vânt puternic suflă în zonă în momentul accidentului. Fragmente de fuselaj cuprinse de flăcări s-au răspândit prin pădure. Liderul regimului de la Fenian, Kim Jong-un, a declarat că Statele Unite nu vor putea niciodată să înceapă un război împotriva Coreei de Nord, pentru că armele nucleare nordcoreene pot atinge întreg teritoriul american. În discursul rostit cu ocazia trecerii în noul an, Kim Jong-un a avertizat că poate ataca oricând Statele Unite și că el poate lua această decizie personal. Întrebat de ziariștii prezenți în stațiunea Palm Beach din Florida, unde și-a petrecut sfârșitul de an, președintele american Donald Trump a evitat să dea un răspuns categoric amenințărilor liderului nordcorean. Tensiunile între Washington și Fenian s-au amplificat după mai multe teste balistice și nucleare nordcoreene. În replică, Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au efectuat un șir de exerciții militare în apropierea peninsulei. Anterior, președintele american Donald Trump a avertizat la adunarea generală ONU că Statele Unite vor distruge total Coreea de Nord dacă se vor simți amenințate. Încă 10 persoane au murit noaptea trecută în timpul protestelor antiguvernamentale din Iran. Incidentul a avut loc în pofida apelului la calm făcut de președintele Hassan Rouhani după mai multe zile de proteste antiguvernamentale. A patra noapte la rând, iranienii au ieșit pe străzile mai multor orașe ale țării pentru a protesta împotriva corupției și problemelor economice. Televiziunea de stat a anunțat că protestatarii erau înarmați și au încercat să preia posturile de poliție și bazele militare. În aceste condiții, șeful sistemului judiciar iranian a ordonat judecătorilor din întreaga țară să ia măsuri drastice împotriva protestatarilor care distrug clădirile și alte bunuri publice sau private. Președintele iranian Hassan Rouhani a chemat la calm și a spus că protestele trebuie să fie civilizate. In nokte bayad baraye hame roshan bashe ke ma millat azadi hastim va tebq qanun asasi va huquq shahrvandi. مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا آزاد هستند.
اما در این حال باید توجه بکنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه ای باشه که پایانش منتهی بشه به بهتر شدن شرایط کشور. În total 12 persoane au fost ucise și sute arestate începând de joi, când au izbucnit cele mai ample proteste din Iran din 2009 și până astăzi. Autoritățile au negat în mai multe rânduri că poliția i-ar fi împușcat pe manifestanți. Cred că în 2018 prețul apartamentelor noi va crește în Chișinău. Care sunt prețurile estimate și ce locuințe sunt la mare căutare, vă spunem imediat în telejurnal. În toiul sărbătorilor de iarnă, oamenii sunt îndemnați să facă fapte bune. Un târg de caritate este în desfășurare la Chișinău. Personalități din lumea business-ului, muzicii sau din jurnalism și-au scos la vânzare articole vestimentare. Banii adunați vor merge la familia micuței Amelia, o fetiță de doar 7 luni care suferă de o boală gravă și are nevoie de operație costisitoare. Amelia Morar are un zâmbet molipsitor, dar trece de la începutul vieții prin momente grele. A fost diagnosticată cu o boală gravă, iar pentru tratamentul în Turcia, familia sa trebuie să adune 70.000 de euro. Povestea tristă a micuței l-a făcut pe designerul Irina Calancea și interpreta Mariana Mihailă să organizeze un târg de caritate. M-am oferit să-i ajut, că deja sunt la curent cu menajarea unui act de caritate, că am mai făcut până acum. Timp de 3 zile, evenimentul a reunit femei de afaceri, artiste, jurnaliste și modele care au pus la vânzare diverse articole vestimentare. Îmi dau seama că pentru o mamă este pur și simplu terifiant să afle că copilul ei suferă de o boală atât de gravă. Cu mare drag am venit aici ca să putem să ajutăm măcar cu ceea ce avem. Toate hainele care le-am adus sunt expuse la un preț absolut simbolic, între 50 și maxim 150-200 de lei. Cumpărătorii nu s-au lăsat mult așteptați. Multe femei și-au găsit aici ținute pentru noaptea dintre ani. Au fost mai multe rochii de seară, inițial, pentru că cum este Revelionul, toate s-au cumpărat. Numai nici nu am reușit să le pun pe cuiere și deja toate fetele au venit și au luat cele mai interesante rochii. Am mai rămas câteva, așa că fetele, dacă o să se grăbească, o să vină și o să aibă și o ținută de Revelion. Am decis să vin cu un palton care este făcut handmade și mi-a plăcut foarte mult datorită ornamentului său. De asemenea, am venit și cu niște rochițe mai de vară și sunt stil cocktail. De asemenea, am venit și cu un palton care este stil mai casual și chiar este pentru o doamnă sau o fată, depinde după gusturile fiecărui. Toate actele de caritate, mai ales când este vorba de copii, nu pot să nu reacționez cumva. Este strigător la cer că atâția copii sunt bolnavi, mă rog, trebuie oricum să reacționăm. La evenimentul caritabil s-a implicat și colega noastră Dorina Gherganov. Fiind mamă, înțeleg foarte bine durerea mămicăi Ameliei și ne-am dorit foarte mult ca să se adune cât mai curând. Eu sunt conștientă de faptul că poate noi nu o să adunăm toată suma necesară pentru această operație, dar eu sper că vom aduna o sumă cât mai mare. Și pentru că nu toți au reușit să ajungă la târg, organizatoarele au decis să-l prelungească și după Revelion. Târgul nu se termină aici. Nu ne oprim la aceste 3 zile. Vom continua și după Revelion, începând cu data de 2, iarăși ne găsiți cu toate hăinuțile aici. Lumea n-a reușit să ajungă sau că sunt plecați și mulți m-au rugat, dar nu mai prelungiți și după sărbători, și atunci am zis neapărat facem și după sărbători toată luna ianuarie. Cine însă nu reușește să-și găsească la târg ceva potrivit, poate dona bani într-o boxă special amenajată sau poate face donații pe site-ul caritate.md. Evenimentul se desfășoară pe strada Alexandru cel Bun 83 din Chișinău. Ofertă din belșug pe piața imobiliară și în 2018. Asta nu face însă ca prețurile să scadă. Dimpotrivă, experții imobiliari estimează creșteri de preț pentru locuințele în blocuri noi. Tarifele pe metru pătrat vor varia între 450 și 750 de euro. Cele mai solicitate vor fi apartamentele cu una și două camere. Specialiștii Uniunii Agențiilor Imobiliare preconizează că în 2018 prețurile locuințelor noi varianta albă vor crește cu aproape 10% și apartamentele la cheie se vor scumpi. Prețul pentru un metru pătrat va fi de până la 950 de euro. Experții imobiliari ne spun și de ce. Faptul când companiile de construcție deja dau în exploatare, nu mai sunt apartamente de vânzare. Asta tot ceva indică. Faptul că remitențele din străinătate au crescut, asta tot ar indica faptul că ar putea să crească. Faptul că
situația politică la moment este mai una mai stabilă. Eu cred că un preț de 650 este un preț cât de cât rezonabil, nu ar fi să se oprească în viitor. Nu ar trebui să se cumpească mai mult, dar iar zic, mai sunt mai mulți factori, chiar și cei politici, fiscali, care au rol în formarea prețului final. În schimb, prețul apartamentelor construite în anii 50-60 va scădea cu până la 7%, astfel un metru pătrat va costa de la 450 până la 550 de euro și cererea locuințelor vechi ar putea fi mai mică. Dacă facem o comparație iarăși de preț, nu de sumă, deja apartamentele în blocurile noi, dacă vedem la cele 550-600 de euro, ușor de găsit pe piață acest preț, și dacă mulțim la aceleași 50 de metri pătrați, noi primim, să spunem, un 25-30 mii, dar în casă nouă, deja unde oamenii se analizează în ce stare este scara comună, ograda, însăși casa. Fondul vechi încă mai are să mai scadă. Cererea a scăzut, oamenii au înțeles și au ce să procure. Dar asta vedem și după tendința că se construiesc blocuri, foarte multe blocuri noi, și aceste blocuri, pentru ce se dau în exploatare, deja sunt vândute apartamentele. La Chișinău se cumpără mai mult apartamentele de clasă econom. Prețul lor variază între 590 și 700 de euro pentru un metru pătrat. În sectorul botanic au fost vândute cele mai multe apartamente, din considerentele că multe construcții sunt, cererea este mare. Nici prețul la casele pe pământ nu va scădea, dar nici nu vor fi foarte solicitate. Casele într-adevăr au nimerit într-un segment de lux, unde nu fiecare deja poate să-și permită să întrețină, să-și procure, și presupun că casele în 2018 vor mai avea o tendință de a mai scădea. Acum, la moment, perioada aceasta, plus anul viitor, sunt unul dintre cele mai bune perioade de a-ți îmbunătăți traiul, de a trece de la apartament cu o cameră la apartament cu două camere, de la apartament cu două camere la trei camere, fiindcă oferta este încă mare. În plus, un factor care ar face ca prețul să stabilizeze este piața financiară, băncile acum sunt mai loiale. Datele statistice arată că în Republica Moldova 80% din clădirile noi sunt date în exploatare cu succes. În 20% din cazuri, dezvoltatorul dă faliment, iar clienții trebuie să găsească soluții pentru a se muta în casa nouă. La muncă de revelion, în noaptea dintre ani, peste 300 de salvatori și pompieri din Republica Moldova au intervenit în situații de risc și au vegheat la securitatea antiincendiară. La Briceni, pompierii au salvat o persoană blocată în locuință. Proprietarul casei, în vârstă de 73 de ani, a fost găsit la podea. Salvatorii i-au oferit îngrijiri medicale necesare. Intervenții similare au avut loc și în raioanele Bălți, Leova și Utea Găgăuzia. De asemenea, pompierii au reușit să lichideze 3 focare de incendiu care nu au înregistrat prejudicii materiale. Pentru asigurarea siguranței cetățenilor, în noaptea dintre ani au fost la datorie peste 300 de salvatori și pompieri cu 80 de unități de tehnică. Cel mai scump dar de revelion. 6 copii au venit pe lume în prima zi din an la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 din Chișinău. Micuții se simt bine, iar părinții sunt fericiți că vor avea sărbători duble la trecerea dintre ani. Silvia Grițuc din Chișinău a avut cel mai deosebit revelion de până acum. Am gătit mâncare pe la magazin, gătim. Nici nu m-am așteptat să ajung la asta. 41 de săptămâni, dar marți trebuie să vin că să-mi provoacă. Aha, și-a venit... Da, și-a venit de anul. La ora 1 și 10 minute a primit-o în dar pe Melissa, o minune de fetiță și prima nou născută în 2018 la această maternitate. Neobișnuit. Pe fereastră mă uitam. Da, s-a terminat tot cu bine. Am o fetiță de 4 kg, sănătoasă. Mulțumesc la colectiv, la toți medici, m-au ajutat. Silvia mai are acasă un băiat de 6 ani care așteaptă cu nerăbdare să-și vadă surioara. A fost foarte așteptată. Foarte mult. Deosebit a fost anul nou și pentru familia Zelenkov, doar că minunea Anisia i-a lăsat mai întâi să sărbătorească. Подпраздновали, поспали. Спасибо ребенку, дала поспать. И потом на роды поехали. Вообще мы ждали ее в конце года. А родилась она вот у моего папы сегодня день рождения. Она вот на подарок моему папе.
Astfel vor avea de 1 ianuarie o sărbătoare triplă. Și pentru tăticul Mihail, înconjurat acum de 3 fete frumoase, este o bucurie triplă. Ora casa îi așteaptă micuța Sofia de doar 1 an și 8 luni. Для меня Новый год самый, наверное, самый радостный, потому что родилась дочка. Я очень доволен. Рад. Сейчас я буду, как говорится, в цветнике жить, радовать, стараться для детей и для жены. Dar aceștia nu sunt singurii fericiți care au petrecut Revelionul la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 din Chișinău. În noaptea dintre ani s-au născut 6 copilași, dintre care 4 fetițe și 2 băiței. Toți copiii sunt în stare foarte bună cu mamele lor. Urmează să se nască încă 6 copii până la moment, dar mai este timp până la 12 noapte. Poate să fie și mai mult. Oamenii cred că există avantaje pentru părinții și bebelușii lor care vin pe lume la început de an. Astfel, copiii vor avea mai mult noroc decât cei din jurul lor, iar familiile lor vor avea succese în anul respectiv. La mulți ani! De Revelion la vamă, la trecerea dintre ani, la punctele de trecere a frontierei, a fost înregistrate peste 31.000 de traversări. Cele mai tranzitate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău și Otaci, cu peste 6.000 de traversări, iar Leușeni și Sculeni au aproape 3.000 de traversări. Pentru a evita aglomerația, Poliția de Frontieră recomandă tranzitarea tuturor punctelor de trecere existente la graniță, pentru a nu supra-solicita doar unele dintre ele și pentru a evita formarea cozilor. Cei care au muncit de Revelion la punctul de trecere comun Pervomaisc cu Ciurgan au avut parte și de o surpriză din partea șefului Poliției de Frontieră. Acesta i-a vizitat și a adus un tort cu simbolurile bunelor relații stabilite între Poliția de Frontieră și Serviciul Grănicesc. Planuri ambițioase în 2018 pentru autoritățile din Cahul. Administrația își propune să modernizeze iluminatul public la cel puțin 4 străzi principale. Este vorba de corpuri de iluminat noi ce vor permite și economisirea energiei electrice. Iluminatul public din Cahul nu a mai fost renovat de 10 de ani. Din banii de la buget, autoritățile abia de reușeau să înlocuiască corpurile de iluminat vechi, care se defectau des și consumau multă energie electrică. Acum autoritățile au decis să modernizeze treptat întregul sistem. Ne dorim să avem niște rețele sau proiecte pe care le realizăm, să fie o perioadă de exploatare cu termen de garanție mai mari, pentru că altfel noi aceste corpuri, practic lunar, le schimbăm. Au o perioadă de viață foarte mică și sigur, rețelele sunt vechi și nu permit capacitatea sau tensiunea pe care o folosesc acum. La sfârșitul lunii decembrie a fost construită rețeaua de iluminat cu becuri de tip LED pe străzele Bogdan Petricei cu HD-ul și Frunze. Totul a costat 500.000 de lei. Vorbim în general, vorbim de o rețea de circa 2 km și sunt instalate doar cablajul pe ambele străzi este instalat, dar din corpuri de iluminat doar 50 de corpuri sunt instalate, urmează să fie executate lucrările pentru a instala și ulterior pe Frunze celelalte corpuri de iluminat. Pentru 2018 este planificată iluminarea modernă a încă 2 străzi importante din Cahul, Ștefan cel Mare și Spirin. O parte din bani au fost deja alocați din bugetul local. Fanii au stat și anul trecut cu ochii pe ecran și au așteptat cu nerăbdare melodiile și clipurile soliștilor preferați. Cine a fost cel mai vizionat artist, aflați în câteva momente la Telejurnal. În 2017, TVR Moldova a derulat mai multe campanii de impact, atât în domeniul social și educațional, cât și în ceea ce privește securitatea Republicii Moldova, dar și istoria comună cu România. Și nu ne oprim aici, având în vedere că anul 2018 se anunță unul bogat în evenimente importante pentru întreaga zonă. Cea mai bună investiție este în viitorul unei nații, adică în copii. Campania Noul meu coleg de bancă a fost realizată la începutul lunii martie de reporterul TVR Moldova Natalia Chicu. Seria de reportaje a pledat pentru incluziunea în școli a tuturor copiilor din Republica Moldova. Am
mers în instituții de învățământ, am cunoscut copii cu cerințe educaționale speciale și am dat pe post povești de succes care pot fi un exemplu de bune practici. În cadrul campaniei Noul meu coleg de școală, TVR Moldova v-a prezentat povestea mai multor copii și al părinților lor, care prin eforturi comune au reușit să-și includă copiii în instituții de învățământ generale, chiar dacă stereotipurile și problemele din sistem mai persistă. Am demonstrat că lucrând împreună, societatea, familia și autoritățile, putem schimba lucrurile, astfel încât în următorii ani toți copiii să aibă acces egal la studii într-un sistem educațional prietenos, la fel ca în țările europene. Atât vreau, ca deodată, să fiu eu sprijin al mei. Dă-mi, Doamne, milostivitate, căci poți să faci numai să vrei. Și viața copiilor care merg la grădiniță în Republica Moldova a devenit mai bună datorită guvernului român. Campania Grădinița mea împreună construim viitorul a arătat cum s-au schimbat radical instituțiile de învățământ preșcolar care au fost renovate cu bani de la București. În ochii unui copil vezi candoarea, puritatea, dragostea și setea de viață. Grădinița nu este doar cărămidă și beton. Este un spațiu al educației pentru viitorul Republicii Moldova. România a oferit 26 de milioane de euro pentru a crea aceste noi locuri de suflet. Pentru că împreună construim viitorul. Timp de două săptămâni, doi dintre reporterii TVR Moldova, Olga Tverdohleb și Mihaela Ursu, au fost alături de cei mici în toate regiunile Republicii Moldova, acolo unde grădinițele arată acum ca în Europa și au primit și dotări pe măsură. În fiecare grădiniță se educă un număr important de copii, dar copiii respectivi au părinți, au educatori, trăiesc într-o comunitate, așadar renovarea unei grădinițe înseamnă un beneficiu direct, nu numai pentru copiii respectivi, dar pentru întreaga comunitate. Ne jucăm, dormim, mâncăm. Instituția se poate mândri și cu un centru de resursă pentru educație inclusivă. Anume aici, copiii cu necesități speciale beneficiază de asistență calificată. Mai mult, în acest an, în clasa 1, va merge un băiețel cu deficiențe severe de auz care beneficia de asistență anume aici, în acest cabinet. Istoria reprezintă identitatea noastră, iar neglijarea ei este o crimă. De aceea, TVR Moldova a inițiat mai multe campanii care au reamintit evenimentele ce au marcat destinul Basarabiei. Seria de reportaje intitulată Prețul Libertății le-a oferit telespectatorilor momente cruciale care au pregătit independența Republicii Moldova. Am prezentat declarațiile istoricilor, politicienilor, oamenilor care au luptat pentru independență și suveranitate și am descoperit pe tinerii care poartă românismul în suflet. A sosit timpul să facem dreptate. La lupta pentru independență s-a referit și campania Sfatul Țării, 100 de ani de la înființare, fire de istorie. Timp de 4 săptămâni, TVR Moldova a reflectat pașii care au dus la convocarea primului organ legislativ din Basarabia, cel care avea să decidă unirea cu patria mamă la 27 martie 1918. Cea mai recentă campanie marca TVR Moldova a fost România NATO Securitate și Apărare, realizată de Irina Bejenaru și Gheorghe Vasluian. Timp de o săptămână, echipa televiziunii noastre s-a aflat în România, unde a descoperit și reflectat în imagini misiunea NATO în zonă și beneficiile aduse pe linie de securitate. Și pregătirea fizică s-a modificat, s-au intrat pe baremele NATO, nu pe cele care le aveam înainte, partea de cursuri, de tactică. Dacă ne întrebăm ce înseamnă pentru un militar român o misiune internațională sub egida NATO, ne va spune simplu experiență. O experiență adunată deja în 13 ani, timp în care România a devenit exportator de securitate.
securitate. Au reușit în acest timp să vorbească aceeași limbă cu militarii din toate țările membre NATO. Și când spun aceeași limbă, nu mă refer neapărat la limba de comunicare, ci la aceleași tehnici, tactici și manevră din teatrele de operații. Din 2004 și până în prezent, doar Brigada 15 mecanizată, Podul Înalt din Iași, a contribuit la securitatea internațională cu peste 2000 de militari. Aceste proiecte vor continua la TVR Moldova și în 2018, care se anunță un an crucial pentru Republica Moldova și pentru întreaga zonă. Se obișnuiește ca la granița dintre ani să se facă tot felul de bilanțuri. YouTube a publicat topul celor mai vizionate clipuri din 2017. Anul trecut a fost bun pentru artiștii latino, aflați în topul celor mai urmărite clipuri. Lider este hitul Despacito, care a fost văzut de 2/3 din populația lumii. O melodie pe care cu siguranță ați ascultat-o de bunăvoie sau întâmplător măcar o dată în 2017. Cu peste 4 miliarde și jumătate de vizionări, hitul Despacito nu e doar pe primul loc, ci și-a pus capăt supremației Gangnam Style după 5 ani în care piesa a fost lider absolut. Videoclipul piesei Shape of You, văzut de aproape 3 miliarde de ori pe YouTube, Ed Sheeran a obținut locul 2 în topul videoclipurilor muzicale din acest an. Vizionările sunt duble și față de următoarea poziție, Migente. În top 2017, cele mai urmărite clipuri pe YouTube au mai intrat printre alții Bruno Mars, DJ Khaled și Enrique Iglesias. Să vedem acum cotațiile principalelor valute. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 17 lei și 9 bani pentru un dolar american, cu un ban mai puțin. Moneda europeană se va aprecia și va costa 20 de lei și 48 de bani. Leu românesc se va cota la 4 lei și 39 de bani. Hrivna ucraineană va avea valoarea de 60 de bani, iar rubla rămâne la 29 de bani. An fructuos pentru sportivii din Republica Moldova. În 2017, aceștia au obținut peste 160 de medalii la campionatele mondiale și europene, la diferite categorii de vârstă. Cu mai multe detalii despre aceste performanțe vine colega mea, Mihaela Ursu. Pe final să vedem ce surprize ne pregătește vremea pentru mâine. Bun găsit! Primele zile din noul an aduc temperaturi cu mult peste medie, dar și ploi moderate. Așadar, în această noapte, minima va urca până la 4 grade Celsius. Mâine cerul va fi mai mult noros, iar spre seară va ploa. Temperaturile se vor situa între 6 și 9 grade. În capitală așteptăm 2 grade în această noapte și în jur de 7 grade mâine la prânz. Și în România ploile vor cuprinde toată țara, iar temperaturile vor varia între 3 și 12 grade. Acestea au fost informațiile. O seară cât mai frumoasă! Doamnelor, domnilor, aici se încheie telejurnalul. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul nostru tvrmoldova.md, dar și pe pagina noastră de Facebook. Nu ratați de la ora 20 știrile de la București. Eu sunt Stella Dănilă și vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez o seară liniștită alături de cei dragi și un an nou minunat. Pe curând!